Prețul petrolului a crescut după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a întors din Orientul Mijlociu, fără un acord privind creșterea ofertei. Conform Digi24, Biden speră să obțină o promisiune din partea Arabiei Saudite de a-și crește producția de petrol, ceea ce ar putea duce la reducerea presiunilor globale de aprovizionare. Dar prețul țițeiului Brent a crescut cu 2,6% până la $103,088, după ce ministrul de externe al Arabiei Saudite a respins speculațiile cu privire la o creștere a producției. Creșterea prețului petrolului va menține presiunea la pompe, unde șoferii s-au confruntat cu prețuri record la benzină și motorină. Cu toate acestea, prețurile țițeiului Brent au scăzut de la maximele de aproximativ $130 din martie la prețuri chiar sub $100, pe fondul îngrijorărilor privind o recesiune globală. De asemenea, comercianții de energie urmăresc îndeaproape prețul gazului pe fondul unei crize de aprovizionare în Europa. Țările se luptă pentru a-și umple depozitele de gaz în cazul în care Rusia întrerupe aprovizionarea, inclusiv prin conducta Nord Stream 1, care este închisă pentru întreținere, relatează Digi24.